Ciao Ina. Ciao Peran. Zi-mi o impresie generală despre bootcamp-ul ăsta, despre personalitatea Alfa. A fost mai mult decât mă așteptam, cu oameni extraordinari. La început au fost oarecum probleme de organizatorice, consolidarea grupului și organizatorice, dar mai trebuie lucrat la aspectul ăsta, dar în principiu a fost bine. Ok. Deci oamenii, atmosfera... Bine. În general, da. Trainerii deosebiți, nota 10. Mulțumesc. Te plătesc după. Zi-mi rapel și tiroliană. Ai mai făcut până acum? Nu. Și cum mi s-a părut? Extraordinar. Având în vedere că mi-era teamă de înălțime, a fost de nota 20. Ce ai simțit când ai la tiroliană, când erai pe acolo legată tot și a trebuit să pășești în gol? Că dacă nu fac lucrul ăsta acum, probabil niciodată nu o să pot face nimic. Am înțeles. Foarte tare. Și ai reușit, nu? Da. Zim, călătoria prin ploaie, ieri noaptea, prin pădure cu... La fel, extraordinar. Și de întuneric mi-era teamă și totuși alături de ceilalți am reușit să îmi înving teama asta și a fost interesant, chiar dacă ne-am udat un pic, chiar dacă am... Nu știu, am înghețat, dar a fost foarte, foarte. Așa. Seminarele indoor, cum ți-au părut? Interesante, mi-au plăcut foarte mult activitățile practice, dar și partea de expunere. Toți ați fost la înălțime, fiecare a avut o caracteristică a lui cu care ne-a impresionat și... Fiecare a avut personalitate. Da, da, exact. Ok, zi-mi cazare, masă, condiții și bune și rele. Eu nu am avut ceva deosebit să reușesc, mă așteptam să fie un pic mai bune condițiile în cameră, dar în general a fost bine, masa deosebită, foarte, foarte bună mâncarea, ar trebui să mai venim aici. Ok. Dacă îți permite timpul, mai vii și în alte, dă-ți. Bineînțeles. Bine. Te-am pupat. Ciao. Ciao.